Vă mai aduceți aminte de decembrie 1989? Oare câți dintre noi am putea să uităm de miile de răniți, dar și de miile de suflete care s-au sacrificat pentru ca România să fie o țară liberă? Claudiu, Bogdan, Ioan sunt doar câteva nume de martiri inscripționate pe fresca din Piața Revoluției, ca să nu uităm niciodată de adevărații revoluționari. Să nu uităm niciodată nici de decembrie 89, un moment în care românii și-au dat seama instinctiv că trebuie să facă ceva. Și au făcut. Niciun român nu se gândea în decembrie 89 că odată ieșit în stradă împotriva regimului comunist va obține prioritate la casă, la spații comerciale, indemnizații sau gratuități, așa cum prevede acum legislația. Odată cu trecerea anilor, lucrurile s-au schimbat însă. Ce e gratuit e binevenit, spun unii. Așa a devenit la modă după 1989 să ai certificat de revoluționar. Tot ce-ți trebuie sunt doar câteva documente care pot fi obținute cu un scanner performant și un program de grafică. Uite. Deci spune că ăsta e, uite, vezi ceva prin cameră, care nu se vede, e numai capul. Și ce o căciulă. Apare o căciulă. O fi dosarul lui Căciulă. Sunt o serie de semnături pe care deja le știm, ale domnului Mazilu, ale unor personalități din Revoluție care apar falsificate. Mai mult, acum au început să apară, se vede scanarea acelui document. Sigur că nu avem tehnică de specialitate, dar se vede scanarea acelei semnături de pe alte documente. La Revoluție, Venus Mirea avea 28 de ani și lucra într-o unitate militară din Craiova. A fost de la bun început de partea Revoluției. Pe 24 decembrie și-a riscat viața și a ieșit în stradă cu militarii din subordine să-i caute pe teroriști. Atunci viața lui s-a schimbat. A fost împușcat în gât. A rămas paralizat de la piept în jos. Așa că revoluționarii de carton, spune Mirea, nu merită respectul său. Am intrat în comă. Atunci, pe 24 decembrie 1989, era duminică la ora prânzului și am ieșit dintr-o comă de asta vigilă pe miercuri, 27 decembrie. Eram la spitalul 1 și alături de mine sau în salon cu mine mai erau încă doi răniți. Am pierdut foarte mult sânge, am pierdut mai mult de jumătate din sângele din corp. Și nu exista decât o și îmi scăzuse foarte mult pulsul. Deci, riscam să mor, ce se mai. Și atunci am făcut un cateter, m-a tăiat aici la mână, că nu mai îngăsau vena și mi-am introdus sânge. Eram conștient, atunci eram conștient de ce mi se întâmplă, dar credeam că mă voi vindeca, să zic că nu că rămân paralizat. Timp de 18 ani, Venus Mirea s-a implicat în povestea revoluționarilor. Unii spun adevărul, alții sunt doar profitori, spune el. Drept exemplu stau unele dosare care ajung pe masa parlamentarilor și care sunt de domeniul penibilului. Așa ziși revoluționari se bat cu pumnul în piept pentru drepturi, deși în decembrie 89 nu aveau mai mult de 13 ani. Iată, de exemplu, în această mare mulțime de oameni este înconjurat și certificat de președintele organizației un punctuleț negru care se prezintă a fi o fată de 13 ani care a condus mulțimi de oameni în Revoluție. Fac un apel la securiștii, foștii securiști care s-au raliat cauzei noastre. Fraților, arătați care sunt intrările în subterane, în bunkere, ca să putem să inundăm, să-i scoatem ca pe vulpi, ca pe șobolani din vizuine. Să nu mai aibă de unde să se aprovizioneze, unde să se ascundă și să iasă iar la lumină să tragă noi. Nu pot să am o părere bună despre niște oameni care nu fac decât să încalce orice reguli morale și legale. Nu pot să am părere bună. Însă lucrurile astea dintotdeauna s-au întâmplat. Și se întâmplă în continuare, din păcate. Serioase semne de întrebare sunt și în multe dintre dosarele Asociației 23 Decembrie Metrou. O spun chiar parlamentarii din Comisia Revoluționarilor care, prin sondaj, fac reverificări ale documentelor. Pentru mii de dosare există suspiciunea de fals, spun ei. Probleme ar fi chiar la vârful Asociației cu dosarul președintelui Asociației, George Costin. Deci eu am citit dosarul domnului Costin pentru că a fost adus la verificări. Domnul Costin a fost șeful Gărzilor Patriotice din IMGB. Știm foarte bine cine au fost Gărzile Patriotice. Organul de represiune al Partidului Comunist Român. Eu, ca în locul celor care au fost în Gărzile Patriotice, nici măcar n-aș avea curajul să deschid gura despre Revoluție și revoluționari.
trag ai noștri fraților! Răzbunare, așa cataloghează reprezentantul revoluționarilor de la metro afirmațiile lui Cutean. Chiar el a făcut plângere la DNA pe numele parlamentarului. Motivul, pe vremea când era secretar de stat pentru revoluționari, spune George Costin, Emilian Cutean, acum parlamentar, ar fi furat de la buget 3 miliarde de lei vechi. Cât despre dosarele fabricate din asociația sa, nici vorbă. Din punctul meu de vedere, asta este o teorie falsă. Pentru mine, pentru activitatea mea, pot depune mărturie câteva mii de oameni. Deci câteva mii de oameni cu care am intrat în contact în acea perioadă. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu-mi fac probleme. Revoluționarilor de carton, banii sunt cea mai sigură variantă. Unii dintre ei au mărturisit că au scos din buzunar sume între 3.000 și 10.000 de euro, asta pentru a obține mai repede preschimbarea certificatului. Totul s-ar fi făcut cu ajutorul unor oameni chiar din interiorul asociațiilor de revoluționari. Deci am avut o surpriză neplăcută din partea unor asociații, pentru că președinții acestor asociații s-au prezentat la mine și mi arătau prin documente că persoane foarte bolnave solicită preschimbarea certificatului. Am constatat că după ce am eliberat certificatul, a venit omul la mine, era sănătos, bine mersi și spunea, domnule, mi s-a cerut bani pentru ca să mi se urgenteze dosarul. Banii ar fi ajuns, spun unii, chiar și la parlamentarii din Comisia Revoluționarilor. A venit un membru al asociației mele, plângea și îmi spunea că a dat lănțișorul de aur de 30 de grame sau de 25-30 de grame și 1.500 de euro ca să îi se preschimbe certificatul, să îi se deblocheze certificatul de acolo. Dacă există un astfel de caz la noi care să primească, știu eu, bunuri sau bani de la persoane care doresc, eu sunt primul care doresc să-l cunosc și să iau măsurile ce simt. Nu cred. Până când de pe lista revoluționarilor vor dispărea profitorii, mai avem ceva de așteptat. Viața merge însă mai departe. În timp ce unii rămân cu privilegiile, familiile celor peste 1100 de martiri și peste 3300 de răniți rămân cu lacrimile și poate cu speranța că într-o zi unii nu vor mai crede că